Ați venit, dragii mei, la cea de-a noua ediție a Festivalului Floarea Albastră. Declar deschis acest festival astăzi. N-am să vă spun foarte multe lucruri, pentru că întâmplător anul acesta suntem în campanie electorală și n-aș vrea să dăm acestui festival altă tentă decât cea care a avut-o dintotdeauna, de 9 ani. Vă este adresat dumneavoastră, pentru dumneavoastră, de aceea, în astă seară, vor veni cele două soliste de muzică ușoară, soliste pe care cu siguranță le îndrăgiți. Mă refer la Oana Radu și Andreea Mălan. Mie nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc. Vreau să vă spun că sunteți la fel de frumoși ca întotdeauna, tineri. Păcat că mulți dintre tinerii noștri sunt plecați în afară. Poate că se vor întoarce la un moment dat și vor rămâne aici. Nu-mi rămâne decât să vă urez să aveți o seară frumoasă, cât mai plăcută, în compania celor pe care îi așteptați. Mulțumesc! De evenimente eram și eu mai mic atunci, am crescut împreună, și eu și festivalul, și mi-a spus așa, vreau să mă ajut să fac un festival la mine în comună, că te ocup pe la orașe. Și vreau să aduc nivelul comunei Mihai Ionescu la nivel de oraș. Așa a luat ființă Festivalul Floarea Albastră. Mulțumesc! Bună seara tuturor! Bine v-am găsit în această seară minunată și știți ce mă bucură cel mai mult? Pentru că de fiecare dată sunteți tot mai mulți. Pentru că în anul 2004, când am ajuns aici la dumneavoastră, să fiu cel care să pot iniția după aia în 2008 acest festival, n-a fost ușor. A fost o colaborare lungă cu Memorialul Mihai Ionescu, cu domnul director Coșereanu de la acea vreme. Vreau să vă spun un lucru. De fiecare dată sunt alături de dumneavoastră și încerc de la fiecare an, prin sfaturile care le porta celor care conduc astăzi, să putem să aducem acest festival la un rang, să-i spunem, nu național, chiar internațional, să-i dăm altă conotație începând de la anul. Eu vă mulțumesc că sunteți atât de mulți și vă urez succes și sănătate! Mulțumesc frumos! Surpriză pentru care doamnele și domnișoarele vină să ajută pentru voi Petrișo! Thank you.